Rotativa guvernamentală complică ecuația reducerii de cheltuieli publice necesare pentru că nimeni nu vrea să plătească prețul. Îți reamintesc că guvernul are pe masă un proiect de ordonanță de urgență de tăiere a cheltuielilor bugetare, proiect care în cele mai sensibile puncte ale lui privește înghețarea salariilor din sistemul public la nivelul lui 2022. Mai multe îți explică Cristian Hostiuc, director editorial Ziarul Financiar. Nimeni nu vrea să plătească acest preț din punct de vedere public, da? Nimeni nu vrea să-și asume acest lucru, da? Și atunci va fi o opțională continuă între cele două partide care formează guvernul. Mai este și UDMR-ul, care și el are opinii în anumite privințe, și de aia va fi foarte greu de luat în anumite decizii. Ceea ce cred eu că se va lua, se vor îngheța angajările la buget, probabil, cel mai probabil, se vor îngheța salariile, da? Nu cred că există un consens politic legat de pensii și salarii, adică cumularea celor două, da? Plus că mai există propunerea președintele PSD, Marcel Ciolacu, de impozitare progresivă a veniturilor. Plus că mai sunt discuțiile legate de reducerea cheltuielilor operaționale, respectiv consumabile, birotic, nu mai poți să mai cumperi mașini, etc.